aceasta și noi ținem dramul de măsline, și să-l văd de finic, cu mulțumire strigăm ție, Osana celui dintr-o înălțime. Bine ești cuvântat cel ce vin pentru numele Domnului. Slavă!
de iubire.
cel care fusese mort și pe care îl înviase din morți. Acolo i-au făcut cină și Marta slujea, iar Lazar era unul dintre cei ce ședeau împreună cu dânsul la masă. Atunci Maria, luându-l litră cu mirdină curat, de mult preț a uns picioarele sus și le-a șters apoi cu părul ei, iar casa s-a umplut de mirosul mirului. Deci unul dintre ucenicii săi, Iuda lui Simon Iscarioteanul, care avea să-l vândă, a zis: de ce nu s-a vândut acest mir cu 300 de dinari și să se fi dat săracilor? Dar el a zis aceasta nu pentru că era grijă lui de săraci, ci pentru că era pur și având punga la el, lua din ce se punea în ea. Iisus însă a zis: lăsați-o, căci pentru ziua îngropării mele l-a păstrat. Pe cei săraci pururea i-aveți cu voi, dar pe mine nu m-aveți pururea. Și din iudei mulțime multă aflat că este acolo și au venit nu numai pentru Iisus, ci ca să-l vadă pe Lazar, pe care îl viase din morți. Atunci s-au sfătuit că pe temele preoților ca și pe Lazar să-l omoare, fiindcă din pricina lui mulți dintre iudei plecau de la ei și credeau în Iisus. Iar a doua zi mulțimea de popor care venise la praznic, auzind că vine Iisus în Ierusalim, au luat ramuri de finic și au ieșit în întâmpinarea lui și strigau: Osana, bine este cuvântat cel ce vine într-o numele Domnului, Împăratul lui Israel. Iar Iisus, aflându-l neasint tânăr, așezut pe el, precum este scris: nu te teme, fiica Sionului, iată împăratul tău vine la tine, șezând pe mânsul asinei. Dar acestea nu le-au înțeles ucenicii săi la început, și după ce s-a preamărit Iisus,
această minune. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
cei care au venit în acest sfânt locaș să se roage pentru dâșii și pentru familiile lor. Și toată dorința și cererea lor poate să fie după voia ta, că numai tu singur, Bunule și Știutorule al inimilor, știi toate cele ce sunt spre folosul robilor tăi. Caută, Doamne, dinățimea sfântă de un locaș și ca un bun și de oameni iubitor, dăruiește robilor tăi totdeauna a cugeta și a face toate cele ce sunt spre bună plăcerea ta, că tu singur ești cel ce toate rânduiești pe folosul nostru. Auzi-ne și miluiește pe dărășe. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Pentru dobândirea învățăturilor celor bune și folositoare de către elevi și studenți și pentru cei ce se află în examene, încă ne rugăm ca Domnul Dumnezeu să caute cu milostivire asupra robilor săi, elevi, studenți și acelor care se află în examene și să le trimită în inimi, în minte și în crai Duhul înțelepciunii, al științei, al evlaviei și al fricii sale, să lumineze cu lumina cunoștinței sale și să le dea putere și tărie pentru înțelegerea legii ce Dumnezeu și-a toată învățătura cea bună și folositoare, ajutorul examene ne rugăm ție, Doamne, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Că milostiv și viitor de oameni Dumnezeu este slavă lăsăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în veci vecilor. Amin. Rugați-vă și chema Domnului. Doamne, miluiește! Pentru ce credincioși, pentru ce chemați, rugăm ca Domnul să-i miluiască pe dânsii. Doamne, miluiește! Pentru pe dânsii cu vârstul adevărului. Apostolească Biserică. Doamne, miluiește! Miluiește, miluiește, apără și păzește pe dânsii Dumnezeule cu harul tău. Doamne, miluiește! Pe nemați capetele voastre Domnului să le plecați. Este cu bine, Doamne.
Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. So
ca să fie. Amin. Să stăm bine, să stăm cu feca, să o aminte sfânta și pe-n pace o aduce. Mila păcii, jertfa laudei. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Său Duh să fie cu voi, cu toți. Și cu Duhul Tău. Sus avem inimile. Avem către Domnul. Să-i mulțumim Domnului. O vrednicie.
Sfinții Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește!
smerenia și nevoia Domnului să ne rugăm. Doamne, miloiește! Miloiește, miloiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miloiește! Și la toată nesăvârșită sfântă pace și fără de purgat la Domnul să cere. Dumnezeul meu,
și mă zboară iar și iar, Doamne-n veșnicu-s hotar. Doar iertarea ce mi-o dai îmi păstrează al păcii rai, și mă zboară iar și iar, Doamne veșnicul hotar. Iartă-mă, iartă-mă, Dumnezeul meu. Binecuvântarea Domnului să fie peste voi toți, cu asupra și cu asemenea, Doamne, totdeauna, acum și pururea și vecii vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu nostru, îndejdea noastră, slavă ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și vecii vecilor. Amin! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Dragi cernice, Părinte, binecuvintează! Viață păcătoare, cruce ale Sfântului Mucenic Dimitrie, cuvântul acestei Sfinte Biserici, cu ale Sfântului Ioan Vredeau, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui Sfântul Liturghie am săvârșit cu intrarea Domnului în Ierusalim, a cărui săvârșim astăzi, cu ale Sfinților, dreptul zeci, Părinții Joachim și Ana, pentru Sfinților să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi, ca bun și de oameni, să mântuiască lumea prin crucea, prin îngroparea și prin învierea sa și aceasta venind din Ierusalim spre vândimirea cea de bună voie poporul cel ce ședea în întuneric, în umbra morților, în semnele biruinței, ramuri de copaci și stâlpări de finic, i-ai prevestit învierea însuși, Stăpâne, păzește-ne și pe noi, care, urmând acelora, purtăm în mâini ramuri de copaci în această zi, dinainte prăznuire, și precum pe acele popoare și pe acei prunci care ți-au strigat ție, Osana, apără-ne pe noi, ca prin laude și cântări duhovnice să ne prinșinte dătătoarea și viață în viere cea de a treia zi, tru Hristos Iisus, Domnul nostru, care pe mine ești binecuvântat cu prea sfântul, bunul și de viață păcătorul tău, Domn, acum și pururea și în Sfântului Duh. Amin. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește, Doamne.
ca viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatului Dumnezeu, pentru care se face pomenire în al preasfințitul Vasa, nu fie preotul Florin, dar de Maria Plăteasă, Camila Florentina, Ștefan, Maria Elena Loredana, și pentru Dumnezeu, Floarea Ana, Marie Maria, Dumitru, Amir, Lucian, Florin, Mihaela, Mihai, Denis, Adriana, Marinela, Elena, Dorine, Persida, Ion, ne aflăm în această zi de mare sărbătoare, praznic, luminat, pentru că Mântuitorul Iisus Hristos, această vreme, cu 6 zile de Paștele evreilor, vine împreună cu ucenicii săi în cetatea Ierusalim, dar vine într-un mod deosebit, anume fiind smerit, exemplul său călare pe un asin. Și la vremea aceea, oamenii veneau foarte mulți în Ierusalim pentru că era această rânduială când poporul evreu fusese eliberat din robie și serbau cu toții din toate colțurile mulțime multă de oameni, s-adunau cu zilele, așa chiar cu săptămâni de stând la templu, la rugăciune și din slavă lui Dumnezeu. Auziseră mulți că Mântuitorul înviase pe Lazar din mormânt, care era pus de 4 zile, așa că trupul său era spre putrezire. Lazar fiind prietenul Mântuitorului, acesta, venind în Betania, îl învie din morți, îl scoate din mormânt și multă lume nu le venea să creadă despre lucrul acesta și atunci foarte mulți veneau ca să vadă pe Lazar, cel care fusese înviat de Domnul. Este foarte important pentru că în această zi de prăznuire, când Mântuitorul Iisus Hristos a intrat în Ierusalim, copiii, în mod deosebit, strigau Osana. Iar oamenii, bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului, aveau în mână ramul de măslin, de tunic și îi puneau pe calea în care Mântuitorul venea. Cei care nu aveau ramuri sau alte lucruri frunze de finic sau de măslin, își dădeau hainele de pe ei și ca să treacă peste ele Mântuitorul, ca să le binecuvinteze. Era o aclamație acolo, pentru că ei credeau că Mântuitorul venea ca un împărat, ca un rege și l-așteptau de mult. Nu știau că, de fapt, Mântuitorul era împăratul împăraților, Fiul lui Dumnezeu, care venise ca să mântuiască omul, ca să dea posibilitatea aceasta a omului să-și mântuiască sufletul. Pentru că nu era cu putință mântuirea noastră dacă Dumnezeu nu se milostivea și dacă Dumnezeu nu-și trimitea din iubirea sa față de noi, pe unicul său fiu, ca să fie jertfit, adică ca să fie vântut, ca să fie bătut, batjocorit și pus pe cruce, ca acesta să moară pentru păcatele noastre și noi să înviem. De aceea, în vremea aceasta, este o pregătire. Pentru că urmează, după cele 6 săptămâni de post, urmează o săptămână importantă, și anume săptămâna patimilor. Este bine cei care ați purtat până acum crucea aceasta, de ați postit, de v-ați rugat, să fiți mult mai atenți și mai multă rugăciune în perioada următoare. De aceea, iată că astăzi, deși este bucurie mare pentru că l-au primit pe Hristos, după 7 zile, oamenii aceia, în marea lor majoritate, strigă către Pilat ca Mântuitorul să fie răstignit. Pentru că, așa cum v-am spus, ei mai întâi l-au crezut un proroc, l-au crezut un om cu putere, dar au vrut să-l pună conducătorul lor la vremea aceea ca un fel de rege sau împărat. Ceea ce Mântuitorul s-a ferit mai întâi de toate să facă lucrul acesta și l-a explicat. Dar puțini au fost cei care au înțeles. Și nici apostolii, după 3 ani de prietenie, de zi cu zi,
înțeles pe Mântuitorul până la final, care a fost rolul său pe pământ. De aceea dăm slavă lui Dumnezeu și pentru că urmează să mergem și la un Sfântul Mascul la Rănești, mulțumim lui Dumnezeu pentru toate și cei care poartă numele de floare cu toate derivatele, le urăm și noi un la mulți ani cu sănătate.